Bună dimineața! Mulțumesc pentru introducerea frumoasă. Spuneam mai devreme, Elvira zice, mulți dintre ei și nu te-au auzit. Ei bine, nici azi nu prea o să mă audă, deoarece această voce nu este chiar a mea. E vocea de împrumut, e vocea mea de sezon, pentru că noi în mod lucrăm cu sezoane. Și în sezonul de toamnă-iarnă am această voce sexy, care sper să mă țină până la finalul intervenției. Foarte, foarte mișto tema asta cu restart-ul, pentru că sunt convinsă că și dacă vă uitați la viața voastră, la cum a fost până acum, ați avut momente, momente de întârziere, momente moarte, momente care v-au ținut pe loc, pentru că nu ați avut cumva curajul la un moment dat să mergeți mai departe sau să spuneți stop, de fapt. Înainte de a merge mai departe, e nevoie să înțelegem că o situație, de la un moment dat, nu este potrivită. Și dacă vreți să știți, frica mea cea mai mare în viață a fost frica de eșec. Nu mi-e frică neapărat de boală, adică, după cum vedeți, conviețuim foarte bine, de întunerii, de păianjeni, nu mi-e frică nici măcar de moarte. Nu știu ce înseamnă chestia asta din punct de vedere psihologic. Dar mi-a fost tot timpul frică de eșec. Și din cauza acestei frici, am amânat la un moment dat, chiar și eu care am dat restart și o să vă spun câteva exemple, ca să nu credeți că am venit pe pile aici, am amânat anumite lucruri de a le începe. Unul dintre ele este chiar Molecule. Molecule F s-a lansat, zic, s-a lansat de parcă s-a lansat singur, așa, din eter, a venit pus de extraterestri. Nu, l-am creat în 2010, în aprilie, i-am dat drumul, dar începusem să mă gândesc la el serios de prin 2009. Și mă tot gândeam și tot mi se părea că nu este, parcă nu-l simțeam, parcă nu era suficient de bun, parcă îl vroiam mai bine, mai rotund, mai frumos, mai deosebit, mai ceva. Eu neavând de fapt un etalon în România la care să mă raportez. Deci eu vroiam mai bine, dar nu știam mai bine decât ce. Și îmi amintesc specific că tot testam piața și la un moment dat unul dintre designerii cu care am și început platforma, în primii 10, mi-a spus, dar băi, dă-i drumul odată, ce dracu stai atât pe ele? Și am zis, bă, ok, bine, o să facem chestia asta. Acela a fost momentul, poate, în care am înțeles că mai binele e dușmanul binelui și că nu există momentul perfect. Nu cred că există așa ceva. Început să vă povestesc despre frică și despre frica de eșec. Momentul în care, și asta a venit târziu, a venit pe la, nu știu, 30 ceva de ani, momentul în care am înțeles cum funcționează eșecul a fost acela în care am zis, ok, ce se poate întâmpla cel mai rău? Mai rău și mai rău și mai rău dacă fac această schimbare. Și mi-am făcut în capul meu un worst case scenario. Și mi-am dat seama că eu pot să susțin acel worst case scenario, că dacă se întâmplă, nu e nicio nenorocire, o să-i fac față. Aceasta a fost tehnica mea pentru a începe mai multe și mai multe și mai multe proiecte, fără să mai îmi fie frică. Le făceam și înainte. Era o combinație între inconștiență, între sănătate. I feel you. Deci era o combinație între inconștiență, într-o dovadă teribilă de a-mi demonstra că pot, că se poate, că eu sunt suficient de puternică, de inteligentă, de muncitoare, încât să pot să fac chestia asta. Exact. Dar o făceam cu un efort emoțional puternic. Restartul ăsta, odată ce am înțeles că pot să fac față oricărui posibil eșec, pentru că o să vedeți că, în general, nu e nicio nenorocire să dăm restart. Ba dimpotrivă. O văd ca pe o renaștere, ca pe o regenerare. Pentru mine, restartul a fost de fiecare dată posibilitatea de a învăța ceva nou, de a experimenta ceva nou, de a întâlni oameni cu care altfel nu m-aș fi întâlnit. Și aș vrea să vă spun doar
câteva momente de restart puternice în viața mea. Unul a fost destul de devreme, respectiv pe la vreo 14 ani, când am avut un accident de mașină. Pur și simplu mergeam pe stradă și m-a luat din mașină, pe scurt. Numai că această treabă s-a întâmplat înainte de a da admiterea la liceu. Nu mai știu cum se numește. Admitere, zice, nu? A? Nu, baby, eu sunt mult înainte. Deci, înainte să existe capacitatea, dădeam un examen ca amărâții pe diverse chestii. Și îmi doream foarte mult să merg la liceul de engleză, pentru că am simțit eu că engleza, ca să mă înțelegeți, eu am dat la liceu în anul 91, cred, pe acolo. Acum ne înțelegem de ce capacitatea nu era în cazul meu, da. Și am simțit atunci că engleza ar fi așa de viitor, dar nu eram excepțională pe engleză. Maica mea, fiind economist, a zis: nu, te duci și de la liceu economic să faci o meserie. Și mă rog, eu aș fi putut să ofentez pe maica mea, numai că a venit treaba asta cu accidentul. A trebuit să stau la pat o perioadă de timp, nu știu, vreo 2 luni. N-a fost un capăt de țară, dar 2 luni când te pregătești de examen și ieși toate alea și stai la pat, nu este plăcut deloc. Și atunci, pentru că mi-a fost frică ca nu cumva să mă duc pe drumul meu și să greșesc, m-am dus pe drumul maică. Mi-a zis: dacă greșesc, măcar e drumul tău. Bun. Și am făcut liceul economic, am ieșit contabilă. O chestie care m-a urmărit până în ziua de azi, pentru că încă trebuie să mă uit peste facturi și să fac facturi ca orice mic antreprenor. Dar mi-am dus povara mai departe. Un alt moment de reset puternic a fost prin 2001, când, deși stăteam foarte bine în țară, adică n-aș vrea să vă trec prin toată viața mea din două motive. Eu sunt destul de plictisită să vorbesc despre ea. Găsiți pe internet absolut tot ce vreți să aflați despre viața mea, dar să știți așa că am început să muncesc la 14 ani și am făcut foarte multe lucruri în paralel. Am făcut jurnalism, am făcut radio, am făcut TV, toate astea până în anul întâi de facultate. Am făcut design vestimentar, producție vestimentară, am fost vânzătoare, deci vă par înaltă? Un pic așa? Un pic. Am 1,66. Sunt mică. Și acum am într-adevăr 53 de kilograme, dar pe vremea aceea aveam 48. Și plecam din atelier unde lucram împreună cu mama mea. Noi nu lucram fizic, ci gestionam niște croitorese, niște mașiniste, niște femei care lucrau. Plecam cu o geantă aproape cât mine de mare, umplută cu helănci și cu colanți pană. Nu știu dacă i-ați prins vreodată pe aceștia. Eu nu o să mai pot purta niciodată în viața mea. Atât de mult am vândut acei pantaloni, de atât de multe ori am văzut. Și luam chestia asta enormă, care cântărea aproape cât mine, o puneam în spate și mă duceam din magazin în magazin, din ușă în ușă, practic. Îi spuneam: bună ziua, mă numesc Mirela Bucovicean, am de vânzare niște helănci și niște colanți pană, îi fac în atelierul pe care îl dețin împreună cu mama mea. Și ea se uita la mine cu ochii scoși din orbită, pentru că, ca să mă înțelegeți, eu până la 30 de ani am arătat tot timpul ca de 14. Nu-i dai credibilitate unui copil de 14 ani care vine cu facturierul după el și vrea să-ți vândă ceva. Acum poate se mai întâmplă, dar în anii 90 de început nu se întâmpla chestia asta. Ei, și am început să fac lucrurile astea și făcând lucrul ăsta, câștigam foarte bine. Și la un moment dat câștigam atât de bine că nu am mai știut ce să fac cu banii. Nu aveam pe ce să-i cheltui. Și acum pare stupid când avem atât de multe oferte, dar atunci nu aveam. Și am început să cumpăr aur de la colegii mei.
Nu i-am întrebat niciodată cum făceau rost de acele bijuterii. Și nici pe mamele lor nu le-am văzut neapărat triste. Deci nu știu exact cum se întâmpla la ei acasă. Dar am început să fac chestiunea asta. Apoi am început să cumpăr valută. Și încet, încet, pentru că sunt un hârcioc așa, adică îmi place să pun deoparte, întotdeauna am avut un planul B, întotdeauna am avut ceva pus deoparte, adică, știți, apropo de eșec, da, e un pic ipocrit din partea mea să spun, mergeți cu pieptul înainte, nu o să se întâmple nimic rău. În principiu, da, dar eu aveam ceva acolo rezervă, dacă se întâmpla ceva rău, aveam la ce să apelez, adică, am avut această plasă de siguranță pe care mi-am creat-o singură. Bun, și de ce m-am lăudat cu câți bani făceam eu când eram adolescentă? Pentru că având asta, luase maică-mea și un apartament, luase taică-mi o mașină, eu câștigam foarte bine din ceea ce făceam, aveam o rețea extraordinară de cunoștințe, eram așa o mică influentă, acum nu mai e la modă, dar atunci era cool. Am hotărât că România este prea mică pentru mine. Și am considerat că România mă ține pe loc. Și am zis, am auzit eu așa, că este o țară undeva, țara tuturor posibilităților, America. Zic, asta e, eu mă duc în America. Dar pentru că eram fricoasă să nu greșesc și pentru că eram precaută, am zis, dar înainte de a emigra eu ca fraierul cu tot bagajul, fără să știu despre ce e vorba, că nu fusesem niciodată în America, ia să mă duc eu să văd care-i treaba acolo. Și am plecat. Am plecat pentru 2 luni, adică așa era biletul. Și m-am dus și m-am descurcat foarte bine. Aveam tot dosarul pentru MBA, să găsisem o universitate care știam eu că plasează bine. Deci, odată ce termina MBA, aveai un job asigurat. Asta a fost primul lucru pe care l-am asigurat, banii să fie. Apoi găsisem mulți prieteni acolo în New York, unde am stat mai mult. Aveam acte de angajare la United Nations. Aveam un prieten care lucra la un bar, era barman la, un băruleț dintr-o zonă foarte selectă a Manhattanului. Și m-am dus într-o zi să-l văd acolo, eram îmbrăcată ceva mai bine decât americanii, știți că ei nu au o istorie în privința bunului gust. Și a venit o doamnă și mi-a spus, tu nu ești de aici. Nu, tu ești din Europa. Da, desigur, Cum v-ați dat seama? Îmi place cum te îmbraci, oh baby, mai spune-mi. Și zice, uite, eu mă ocup de un magazin nișat cu haine foarte scumpe, aș vrea să fie acolo un fel de personal shopper, de stilist, de consultant. Ce magazin e? Că eu nu știam decât din astea mari. Zice, e un magazin foarte mic, dar nu-ți fă griji, că nu este niciun risc ca să intri, trebuie să suni la sonerie. Mi-am dat seama în momentul acela că acel magazin avea genul de branduri pe care nici eu și nici prietenii mei nu le știam. Erau brandurile acelea în care intrau doar doamnele care aveau foarte mulți bani și nu bani făcuți de generația asta, ci bani de generația anterioară. Și mi-a zis, Mirela, cât noroc poți să ai, te-ai dus direct așa. Așa te-ai dus, rachete ai fost. Numai că undeva în mai puțin de o lună de zile, nu o rachetă, ci 2 avioane, intrau în cei 2 twinși din New York. Iar eu, ca orice omuleț norocos din viața asta, am avut un feeling. Și am zis, eu trebuie să plec din New York. Aveam absolut tot aranjat, casă, masă, joburi, școală, prieteni, tot. Dacă puneai pe hârtie, nu exista niciun motiv pentru care să pleci de acolo. Într-un moment în care economia Americii duduia pur și simplu. Și am plecat. Mi-au zis toți că ești nebună, Mirela. Am ajuns în România pe 10 septembrie 2001. M-am culcat, știți diferența de fusorar? Și a doua zi
am aflat tragedia care se întâmplase în New York. Ce vreau să vă spun eu cu risetul ăsta și cu povestea asta drăguță? Uneori instinctul face de un milion de ori mai mult decât ceea ce gândim noi rațional. Și că acel perfect timing pe care noi poate, din frică, din tipare, din mentalitate, din dorința de a reuși, ni-l punem în cap, n-are nicio legătură cu surpriza pe care ne-o poate oferi viața. Dacă simțiți aici, în stomac, că ăla este momentul, faceți așa. O să vă spună toată lumea că sunteți nebuni și probabil și sunteți. Și care e problema? Nu e nicio problemă. Se pare acum, am făcut luna aceasta 42 de ani și vă zic că în fiecare an constat cam cât de proastă eram anul trecut. Da, așa e, serios. La 27 de ani, știi cum e, nu? Deci la 27 am crezut că nu există ființă mai deșteaptă pe planeta Pământ decât eu. Eu. Look at me. Și nu, n-am fost niciodată genul egocentric, pentru că maica mea m-a crescut într-un spirit autocritic foarte puternic. Mirela, nu faci bine. Nu-i suficient de bine. Trebuie să muncești mai mult, trebuie să înveți mai mult. Uite-l pe ăla cum a făcut. Uite ăla. Copilul acela este mai bun decât tine. Deci n-am fost crescută cu vai, mamă, ești absolut minunată. Nu, al contrar. Deci absolut deloc. Dar așa m-a zis la 27. Deșteaptă. Deci eram convinsă că mă întâlnesc cu DiCaprio la Hollywood, ăla o să pice pe spate. N-am crezut niciodată că-s vreo frumusețe, dar energia mea, atitudinea, felul de a pune problema, it's me. Așa a trecut așa și pe la 33, vârsta lui Iisus. Am zis, nu e cum crezi tu, Mirela, nu e chiar așa. Și de la 33 am zis, băi, am făcut până acum tot ce au vrut ceilalți. Am făcut să fie bine. Să mulțumesc pe fiecare în parte. Mama a terminat, mama e de profesie economist și tata avocat. Și, evident, mâna forte a mamei a spus că mai întâi trebuie să fiu economist. Eu n-am vrut să fac asta, am vrut să fac medicină. Și am zis, ok, mami, mă duc și mă fac economist. Și m-am făcut economist. Tata era un avocat penalist extraordinar de bun. A murit acum mai mult timp, Dumnezeu să-l ierte. Un personaj absolut fabulos. Ca orice fată, în mod evident, mi-am divinizat tatăl. Și îl știa toată lumea. Aici era maestre, domnul Bucovicean, maestre Bucovicean. Nu. Erau doar doi buni în toată țara, ca să înțelegeți nivelul de performanță. Și m-am dus într-o zi la tribunal la el și au venit colegii și au spus, o, maestre, și fiica tot avocat? Și tata așa, ușor cu capul în pământ, a zis, nu, economistă ca maica sa. Băi, și cum a fost aia? Deci așa am simțit pe coloană atâta tristețe din partea lui taică, mi-a zis, nu pot să-i fac asemenea pocinoc. Drept care m-am dus și am învățat pe ascuns, n-a știut nimeni decât colega cu care învățasem, seamănă foarte bine cu doamna cu eșarfă la gât, colega mea Alina o chemam. Am învățat pe ascuns pentru facultatea de drept. Și m-am dus și am dat admiterea și am luat-o. După care, desigur, că l-am luat pe taică-miu să-i facă această surpriză minunată, să-și vadă numele. Și dacă știți, adică nu aveți numele să știți, dar familia Bucovician este una extrem de mică. Eu sunt singura persoană din lume cu numele de Mirela Bucovician, Mirela Mihaela Bucovician, și singura descendentă din familie, adică dețin acest nume pe linie de sânge. Mai există o Carmen Bucovician, care e cântăreață de muzică populară, prin alianță, Carmen Mihaela sau Carmen Mirela, nu mai știu. În fine, dar pentru noi a fost o mândrie și l-am dus pe tata ca să vadă ce... să aibă și el sentimentul de reușită prin propriul copil.
Am făcut cele două facultăți în paralel, Reiul și Dreptul, și n-am profesat nicio zi. Este un alt fel de restart. Pentru că ce am făcut eu după ce am terminat facultățile a fost să mă gândesc, nu chiar atunci, un pic mai încolo, ce vreau eu să fac în viață. Până atunci tot ce am făcut, și mă uit la voi și vă văd destineri, am făcut de unde m-a dus valul. Dacă a trebuit să fiu recepționer, am fost recepționeră, păr m-am fost director de marketing, imediat după recepționeră. Deci am plecat de undeva, de unde strângeam coșurile de gunoi, undeva unde trebuia să dau directive unor oameni mult mai în vârstă decât mine, din structura veche, și să le explic eu de ce nu merge prăvălia lor, a noastră atunci, pentru că unde greșeau ei. Și evident că nu mă ascultau. Am făcut restart după restart după restart. Și știți ceva? Cred că toate aceste restarturi m-au dus pe mine în punctul acesta, ăsta de acum, la cât e, și 9.35. Aceste experiențe m-au împlinit, nu-i cuvântul corect, dar m-au conturat, m-au ajutat să mă descoper, să văd cine sunt, cât de mult pot, ce îmi place să fac, la ce sunt talentată. Pentru că nu e nimeni care să poată să le facă pe toate și ar fi și prost. Desigur, poate mai puțin eu. Dar nu, serios acum, nu e nimeni care să exceleze în absolut orice. Și când am venit din America, am simțit că este un moment de restart, pentru că felul în care acea societate este organizată îți impune un sistem de lucru. Noi aici, să vă zic așa de-a dreptul, ardem în ciungă. Da? Deci este un dolce vita aici, o relaxare, așa cum muncim noi, 10, 12, 14 ore pe zi. Nu avem sistem, nu avem un obiectiv, nu știm de ce facem lucrurile astea, pur și simplu le facem și le tot facem și facem și facem. De ce? Ca să ce? Care-i scopul final? Și eu mereu le zic, mai țin când am timp niște cursuri de business pentru mici antreprenori și le explic, păi dacă ai mutat un ac mic, de aici, aici, trebuie să înțelegi de ce ai făcut lucrul ăsta și ce vrei să obții la finalul acțiunii tale. Altfel, de ce le facem? Dacă vă luați, spre exemplu, ziua de ieri și o puneți pe agenda toată, de când v-ați trezit, de dimineață până seara, o să vedeți că sunt mulți morți. Poate aveți niște acțiuni care nu se justifică în ce ați făcut. Dar noi nu suntem învățați, nu suntem obișnuiți, nu este vina noastră. Așa este societatea noastră construită. Și noi încă stăm foarte bine, spre deosebire de alte țări din Europa, unde bate soarele mai mult. Știți despre ce vorbesc, nu? Și unde e șomajul mult mai mare. Nu. Deci, treaba cu restartul, ce a făcut pentru mine este că m-a pus uneori în situații poate nu neapărat confortabile, dar mi-a demonstrat că pot să le fac față. Mi-a dat încredere că oriunde m-aș duce acum în lume și în absolut orice situație aș intra, mă voi descurca. Și nu că mă voi descurca așa la nivel de limită, ci mă voi descurca fiind în acord cu principiile, valorile mele și ceea ce îmi doresc eu de la viața mea. Evident că n-am făcut tot timpul alegerile corecte, dar și alegerile greșite îți aduc ceva bun. Și mai e o chestiune pe care am învățat-o. V-am spus de la bun început că sunt materialistă, da, adică a fost clar lucrul ăsta. Banii sunt necesari. Banii sunt un instrument care ne ajută să ne atingem alte obiective. Dar banii nu sunt cel mai important lucru. Chiar nu. Mult mai important de atâta mi se pare felul în care ne raportăm la noi înșine. Și dacă spunem, ok, acum aș fi putut să fac mult mai mulți bani, păi, dar n-am lăsat nimic în urmă. Poate aș fi putut să fac, nu știu, niște covrigării, să vând fier vechi,
Știți câți bani se face din fier vechi? Wow! Colosal! Dar uite, eu fac modă. Și nu fac mulți bani din modă. Chiar deloc. Dar am sentimentul că las ceva în urmă. Am sentimentul că am putut în felul meu un omuleț din întreg sistemul ăsta în care lucrăm, care a făcut niște lucruri bine. Nu outstanding, n-am inventat absolut nimic nou, nu sunt un geniu, nici vorbă, dar mi-am făcut treaba bine zi de zi. Și asta încerc să le insuflu și colegilor mei. Zi de zi, de zi, de zi, să aveți măcar același standard. Deși ambiția noastră este ca în fiecare zi să fim mai buni decât în ziua anterioară. Și cred că lucrul ăsta nu se poate face decât dacă ne expunem unor noi experiențe, unor noi oameni care să vină cu informație diferită, unor indivizi de la care să avem ce învăța și avem ce învăța de la fiecare. Eu învăț foarte multe de la menajerele mele. Foarte multe. Nu neapărat ce trebuie, dar învăț foarte multe. Și știu cum să pun problema mai departe. Știți? Da.